Vă salut, dragi, m-ați întrebat despre poziționarea atacantului. De multe ori v-am explicat cu clip video, acum vreau să vă arăt la tablă, tocmai pentru a înțelege și mai bine în spațiu, să vedeți aici pe un teren, pe o tablă, cam cum ar trebui să fie poziționat un atacant. Asta o spun și din experiența în care aveam duelurile cu acești atacanți. Cel mai greu mi-era mie ca și Fundamental în momentul în care un, 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 un atacant se poziționa între. A, între fundași. În momentul în care un atacant se poziționează deja în marcajul fundașului, fundașul se simte foarte bine, pentru că nu este în pericol. De ce spun acest lucru? În momentul în care un atacant s-a poziționat între, aici cumva începe un pic deranjul pentru fundaș central, pentru că nu știe exact care cum să-l preia. Și aici apare dezechilibru în linia de apărare, acolo unde antrenorul antrenează toate aceste lucruri pentru a crea dezechilibru. Tu ca și atacant, tot timpul este mingea aici, nu trebuie să te poziționezi din prima pentru a primi pasă. Pentru că automat fundașul te are pe piept și este foarte ușor. Încearcă, chiar dacă mingea este în lateral, să vii dintr-o zonă centrală, pentru că fundașul central va prelua prin poziția mingii, va prelua deja zona asta. El nu va sta aici. El va sta în zona asta pentru că normal fundașul celălalt ar trebui să strângă, dar hai să spunem că fundașul celălalt nu este atent și se poziționează așa. Tu deja ai un avantaj. Poți să pleci în spatele fundașului central, da, cu o pasă care poate să vină aici și tu să tai între fundaș, asta prin poziționarea de care spuneam, între fundașii centrali. Sau vica și surpriză sal vica surpriză momentul în care fundașul nu știe ce vine din lateral vica surpriză da și din prima din prima cu interiorul sau cu exteriorul ai deschis colegul unde aici iar la fel avem un alt adversar ai venit din prima l-ai deschis și aici continuă faza în lateral niciodată nu trebuie să vă prindă faza uh, static pentru un atacant. Așa cum am spus, tot timpul trebuie să fie în mișcare. În momentul în care tu ești static, un fundaș central se simte foarte bine. Pentru un atacant trebuie să fii tot timpul în mișcare, în mișcare. poziționează tot timpul oriunde este mingea. Fie că este central, fie că este în partea cealaltă, tot timpul încearcă să fii în mișcare, să te poziționezi între cei doi centrale. Poziția corpului și poziția ta pe momentul Posesiei echipei tale va conta foarte mult ce se va întâmpla în faza ofensivă. Dragilor, abonați-vă la canalul meu de YouTube și nu uitați tot timpul de la right Radaway.